Ne-am întors și discutăm cu un alt invitat la Gala Ambasador România, la Camera de Comerț și Industrie, cu un prieten al României, un prieten care nu numai ajută foarte mult România, dar și respectă cetățenii români, învățând și vorbind în limba română, în relația cu autoritățile române, dar și în relația cu publicul din România. În emisiunea pe care am avut-o cu ambasadorul Marii Britanii, pentru că despre dânsul este vorba, am avut plăcerea să vorbim în limba română, așa că o să am din nou plăcerea să vorbesc în limba română. Domnule ambasador, vă mulțumesc foarte mult pentru această participare, pentru scurt timp în emisiunea noastră și aș vrea să intru direct în subiectele care sunt importante pentru Marea Britanie și pentru politica Marii Britanii în raport cu România și cu Europa. În ce stadiu se află negocierile dintre dumneavoastră și Uniunea Europeană și în ce măsură credeți că referendumul din 2017 va fi pentru a rămâne sau pentru a ieși din Uniunea Europeană? Mulțumesc foarte mult. Primul ministru nostru, David Cameron, a venit aici în România pe 9 decembrie. A fost o vizită productivă și plăcută. A întâlnit cu președintele Iohannis și primul ministru Cioloș și au discutat împreună propunerea britanică pentru o reformă din Uniunea Europeană. Și noi constatăm că Uniunea Europeană este, bineînțeles, un proiect foarte important. Piața unică, de exemplu, produce foarte mult pentru toți cetățenii europeni. Dar considerăm că Uniunea trebuie să fie reformată și în ceea ce privește competitivitate, de exemplu, noi vrem Uniunea Europeană mai mirat spre creșterea și locurile de muncă. Constatăm că relațiile între țările membre de Eurozone și țări precum cum ar fi Marea Britanie, care nu sunt membri din euro, trebuie să fie reechilibrat într-un un mod adecvat pentru toți și constatăm că puterea Parlamentului Național trebuie să fie stimulată, exact, dar și constatăm că trebuie să fie o reformă în ceea ce privește ajutor social. Negocierile cu alte membre din Uniunea Europeană merg într-un mod foarte productiv, o să fie o discuție în timpul Consiliului European din februarie și sper că o să fie un acord care care o să încurajează poporului Marii Britanie pentru un vot pentru a rămâne în Uniunea Europeană, dar foarte mult depinde de discuție și un rezultat productiv cu alte țări membre. Iertați-mă, care este situația acum în Marea Britanie? Câți sunt pentru a rămâne în prezent? Nu vorbesc despre viitor și câți pentru a ieși? S-au făcut cercetări? Da, potrivit sondajele, este mai mult sau mai puțin 40% pentru a rămâne, 40% mai mult sau mai puțin pentru a ieși, 20% care nu au decis până acum, dar sondajele se schimbă practic cu fiecare săptămână. Deci eu cred că bineînțeles, referendum este un act democratic și este o decizie foarte importantă. Este o decizie care trebuie să fie făcută din poporul britanic și care o să fie făcută. Dar rezultat, până acum, nu este clar. Am înțeles. Domnule ambasador, vreau să vă mai întreb câteva lucruri. Unu, am văzut că a spus pe agenda în România parteneriatul transatlantic.
Sunteți țara care a împins acest subiect foarte mult. Este vorba despre parteneriatul dintre Europa și Statele Unite ale Americii. Cum vedeți noastră evoluția, pentru că încă nu este încheiat? De ce credeți că acest parteneriat încă nu este încheiat? Care sunt punctele unde Europa și Statele Unite nu au căzut de comun acord? Și cum s-a văzut din dezbaterile pe care le-ați organizat în România poziția României față de parteneriatul dintre Europa și Statele Unite, parteneriatul transatlantic, care vizează partea economică, în special, și partea de securitate? Da, mulțumesc. Bineînțeles, este o negociere în continuare și știm că tratatul transatlantic, în ceea ce privește schimburile comerciale și investiție, nu este ceva simplu, o să fie un tratat lung, dar noi constatăm că are foarte mult beneficii pentru și pentru Marea Britanie și pentru Uniunea Europeană întreagă. Un tratat o să înseamnă creștere economică și locuri de muncă și în Marea Britanie și în România. Și eu cred că, de exemplu, am organizat un mic eveniment în această săptămână, un eveniment foarte interesant. Și noi constatăm că sunt foarte mulți voci aici în România care au aceeași părere. Și eu cred că beneficii tratatului nu sunt numai beneficii economice, dar și beneficii strategice, pentru că eu cred că este foarte important că această Uniune din țări democratice din Europa aibă relațiile foarte intens cu acest mare țară democratică sua. De ce credeți că încă nu? Care sunt divergențele care au dus încă la nesemnarea acestui tratat? Sunt motive politice sau sunt motive economice? Eu cred că pur și simplu nu este ceva ușor și este necesar timpul, dar negocierile se procedează. Bineînțeles, sunt niște elemente în ceea ce privește programa, de exemplu, alegerile pentru un președinte al SUA, deci nu este un proces ușor, dar rezultate o să fie foarte pozitiv, deci sper că o să fie o negociere cu succes. Și eu sper la fel, domnule ambasador. Elegant ați evitat întrebarea, dar nu insist. Pentru că sunt puncte totuși încă sensibile între Statele Unite și Europa în ceea ce privește tratatul. Însă aș vrea să vă mai pun o întrebare importantă, să mă întorc la reforma pe care noastră ați propus-o Uniunii Europene, o reformă necesară din punctul meu de vedere, cu un singur amendament, sunt cetățean român, mi se pare normal. Vreau să știu dacă primul ministru, cât a fost în România, a lămurit sau dacă România în acest moment are o poziție clară din discuțiile pe care le-ați avut față de regândirea politicilor sociale pe care noastră o promovați. Pentru că înseamnă pentru românii din Marea Britanie și din Europa, care pleacă foarte mult, sunt foarte mulți români care se află în străinătate, ar însemna mai puține beneficii. Care a fost poziția guvernului României și a președintelui în această privință și dacă primul ministru Cameron a ajuns la un acord și cu privire la acest punct care este mai sensibil pentru România? Primul ministru Cameron a lămurit că nu este deloc împotrivă migrație din cetățeni din toate țările europene la un altă țară europeană și, de fapt, știm că cetățeni României fac foarte mult, foarte pozitiv în Marea Britanie, de exemplu, medici, asistenți sociali, care au un rol absolut esențial în Serviciul Național de Sănătate noastre, dar și studenți români care studiază în cei mai bune universități din Marea Britanie.
Dar aspect este că avem o creștere de populație în Marea Britanie foarte, foarte mare și, și populația este din imigranți din toate colțile lumea. Este, deci, și această, bineînțeles, provoacă presiune la servicii sociale noastre, de exemplu. Și noi vrem să fim siguri că programul de ajutor social nostru nu are un fel de atracțiune în sine pentru pentru migranți. Deci am înțeles că da. Nu, eu am înțeles ce spuneți dumneavoastră. Aș vrea să vă pun o ultimă întrebare în acest context. Dacă vorbim deja despre o anumită restricționare a celor care vin să muncească, nu numai la dumneavoastră, dar și în alte țări din Uniunea Europeană. Și această măsură va trece, pe care noastră o propuneți, ca propuneți Uniunii Europene. Putem vorbi fie de o eșoare a multiculturalismului în Europa sau de o eșoarea libertății sau libertății circulației de forței de muncă în Europa. Pentru că oricum ar fi, vor apărea niște restricții. Și Europa a fost gândită ca un spațiu liber. Că vorbim de Schengen, că vorbim pur și simplu de libera circulație a cetățenilor pentru a găsi un loc de muncă. Vă provoc. Eu consider că Marea Britanie este deja o societate multiculturală. Cred că mai mult că 8 milioane de britanici care au născut într-o altă țară. Deci, suntem foarte legați de principiul multiculturalism și noi considerăm că aceasta ne îmbogățează. Deci nu avem nimic împotrivă aceasta. Și în ceea ce privește libertate de circulație între Uniunea Europeană, noi nu vrem să rescriem tratatul de la Lisabona în acest aspect. Da. Principiul de libertate de circulație sub egidul tratatului este foarte important și foarte pozitiv. Deci noi pur și simplu nu vrem ca sisteme foarte diverse de ajutor social, de exemplu, provoacă pulsurile de migrație în plus care au aspecte negative pentru țare cum ar fi Marea Britanie, care riceve migranți, dar și pentru alte țări. Am înțeles. Ultima mea întrebare va viza, ați vorbit despre migranți și despre imigranți. Aș vrea să întreb, domnule ambasador, am văzut că Parlamentul Britanic a refuzat intervenția militară în Orientul Mijlociu. La momentul respectiv, când vorbeam cu dumneavoastră, tocmai votase împotrivă. Acum Europa, Germania, celelalte țări au început să-și dea seama că trebuie să intervină militar. Cum vede Marea Britanie acele cote? Mă rog, eu știu poziția Marii Britanii oficială, dar vreau să le spuneți și noastră telespectatorilor, acea stabilire a cotelor obligatorii de migranți pe care Uniunea le-a stabilit fără consultarea tuturor membrilor. Noi constatăm că este important să focusa spre cauzele și nu consecințele de acest migrație de refugiați. Și de aceea am prins și prindem mai mult refugiați dar direct de la tabere amenajate acolo. Da, amenajate acolo și
primul ministru David Cameron a promis că prindem 20.000 de refugiați și acest proces este în continuare. Și este îngăduiți în Turcia sau în ce țară? De exemplu, în Liban și Jordania, de exemplu. Deci, aproape de zonă. Aceasta este principiul nostru și este combinat cu un ajutor umanitar, asistență într-un mod foarte consistent. Suntem primul sau cred al doilea donator. Ați investit un miliard de lire sterline. Și este un aspect este un aspect militar. Noi participăm în acest lucrare coaliție la Siria. Chiar ultima întrebare pe care acum. Al treilea întrebare. A treia sau a patra ultima întrebare, domnule ambasador. Am văzut o deschidere față de Turcia din partea țărilor membre ale Uniunii Europene. Care este poziția Marii Britanii cu privire la accederea Turciei în Uniunea Europeană, o țară care devine extrem de importantă la granița Uniunii, nu numai în raport cu Orientul, dar în general. Este pro sau este pentru accelerare Marea Britanie a aderării sau pentru niște pași mai înceți? La Turcia este un partener foarte important pentru Uniunea Europeană, nu numai în ceea ce privește refugiați și știm că Turcia s-a făcut multe sacrificii pentru a găsi loc pentru un număr foarte mare de refugiați și negocierile în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor între Turcia și Uniunea Europeană este ceva foarte, foarte important. Nu pot să spun unde și când noi vedem această relație. Aceasta depinde de negocierile între 20 și 8 state membre de la UE și Turcia însuși. Da. Și Marea Britanie are un cuvânt de spus important și eram curios să știu dacă dumneavoastră o vedeți ca pe o necesitate de accelerare a aderării sau de aderare treptată în timp? Eu cred că discuția cu Turcia pentru rând foarte larg de aspecte s-au deja intensificat, deci sunt negocierile, sunt discuții în curs. Bun. Ca un bun diplomat, ați evitat foarte bine răspunsul. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule ambasador, pentru că sunteți un prieten al României. Din nou, ați vorbit cu foarte multă responsabilitate și corectitudine față de poporul român în limba română, chiar dacă v-am luat pe nepregătite. Și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru mesajele pe care le-ați transmis și vă așteptăm oricând alături de noi să ne comunicați, să ne explicați, să discutăm despre interesele pe care dumneavoastră, noi, le avem în comun. Mare plăcere. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Avem un nou invitat la Camera de Comerț și Industrie, la Gala Ambasadorilor, pe șeful secției economice sau consilierul economic al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București, Michael Stewart. Sunt foarte bucuros să-l avem pentru că ne interesează foarte mult relația cu Statele Unite din perspectivă economică, pe dimensiune economică. Michael, thank you very much for accepting to be here, even for a short time, and we took you to come and speak with us. Tell us, what are the main interests and what are the main concerns of the business community coming from the US, let's say, or the US business community, not necessarily present here, but investors which would like to come. What would be their main interests and the main concerns? Well, I think we hear over and over again what potential the Romanian market has. You're very well situated, part of the European Union, clearly a very well-educated, tech-savvy workforce. And so it's a very opportune place to invest. So I think there's a great deal of interest in the United States in Romania.
And certainly at the embassy, we seek to develop those people-to-people ties between Romania and yes. the United States, as well as attracting the largest businesses in the world to invest here. And what are the main concerns when it's about investing? What are the main issues that your business people or the main big investors are complaining about or they would like to be solved? I think the most important things that we continue to emphasize at the embassy, and we continue to emphasize them because we hear it from our business community over and over again, is the transparency, stability, and predictability of the business environment. And you can achieve that through a good consultation mechanism. You can achieve that through doing better impact assessments before laws are changed. Yes. Any of these factors can help create a stable investment climate for American investors. And I think that's what they're looking for. Well, very, very important indeed. The transparency, for example, for the fiscal code, different other laws which are very important for the business community. But let me put you a very blunt question. Do you have, for example, in the United States, for example, lobby, it's not illegal. The lobby, it's legal. And in Romania now, it's not legal, and there are some projects in this sense. Do you believe that such a law like in the US, because I know very well the US system, the system of lobby in the US. I was there and we met with your business community there and they explained to us the importance and the advantages. At the same time, they talked about the public-private partnership. Could this be helpful for the investors? I mean, certainly, I don't want to say whether a new lobbying law or not would be important, but what is important to establish is that mechanism of communication between the government and the business community on what are important, what changes would do to the business climate, looking for the input from the business climate before those changes are made are all things that yes. are very related to the systems of lobbying that are in place. So they're important issues to address. And I think Romania is taking steps to try to figure out what the best system it is for Romania. I asked you this question because the public-private partnership law is still not in place. And when it's about offering to investors something, you don't have much to offer because that law can give the possibility as a local, a central government, to say to a big investor, okay, I will offer you the land, you come with the factory. Or I will offer you a possibility to build a highway together in a, let's say, in an economic share or business. Mm-hmm. This is impossible now in Romania because we don't have this law. I'm not asking if this would help because you already answered. It's our job, our business. But I want to know, for example, which are now, you are dealing with economic affairs, which are now, at present, the most important economic projects that you are working on for Romania or with Romanians in the US, which I believe are smaller, or from US to Romania? Well, let me tell you about what I'm passionate about and what I'm working Please. On a lot at the embassy and the economic section is working on a lot. And you mentioned it both in terms of the diaspora, the Romanian diaspora that's out there, yes. but also the terms of the people-to-people exchanges that take place or could take place between our two economies. I think Romania is blessed and has developed really strong human capital in the IT sector and sure. technology, as well as sciences and mathematics. Yes. And the United States has a surplus of people that have made a lot of money in consulting or banking, but are looking to start businesses elsewhere or would like to go on an adventure and try to find companies to invest in or partner with in the world. And they have great expertise in starting new businesses and taking an idea and making it a business. And so there seems to be a natural pairing between our two countries. And so something I would very much like to see is bringing more Americans over here to meet this IT talent and this technical talent that's out there that's searching for ways to start businesses and be entrepreneurs. And so the more we can do to encourage those ties and bringing those two groups together, I think the better our two countries will be, and it's a benefit to both of us. And so entrepreneurship is really, really central to what we've done. I don't know if you followed it's fair enough because you mentioned they said the opportunities that the country offers. Exactly. And as well, your country. But I want to ask you one more thing.
You have 7,000 companies, I think, in Romania, which are investing. Could you tell us what are the main areas in which, because it's a myth which the president of the Chamber of Commerce in our talk show once destroyed, that US is only on the security side. Well, it's not really true, mm-hmm. because we have 7,000 companies from the US investing in Romania. Of course. And I want you to tell us very briefly, or how you take your time, what are the areas where US is investing? Not necessarily the names of companies is not relevant, but the areas of sectors where you are investing, and how many people are actually employed by your investors? Well, frankly, if you look at the promising areas of the economy in Romania, American investors are there. Clearly, one of the strongest areas of export growth in Romania is in the auto parts and car parts manufacturers. You yes. have American investors there. In fact, Ford is a flagship sure. investment here. You also see a lot in the IT sector. There's many American companies mm-hmm. here, both tapping into service side of things, but also doing software development here and outsourcing that in Romania. And then the agricultural sector as well, just to mention one, shows great potential for investment here in Romania. Really? So we have American interest in the agriculture? Absolutely. Some of the biggest names in agriculture are here. Well, that's a very good news. Absolutely. And they are preparing to invest, or they already have some? They've already business, invested. There's been investment in the export sector, in the ports, okay. for example, and facilitating the export of grains, which is a large mm-hmm. A large component of the economy here. So we look forward well, to having all those sectors develop further. Well, you give us very good news, because okay. The agriculture indeed is, in our view, as an asset of Romania. Mm-hmm. And I personally didn't know that the United States is very interested in this sector. Yeah, I knew about the others, but I'm happy to hear that you're also interested to invest, or your business people, to invest in agriculture. Absolutely. Where we have the poorest people, the poorest areas are in the rural areas, and the people feel the need to have investors coming and getting jobs and offering jobs and so on. Okay. So I'm very happy for these informations. For this information now, we have 1 minute more, and I want to ask, of course, a personal question. You are here for 1.5 years, right? I've been here a year and a half, yes. Okay. How do you find Romania after 1.5 years? Is Romania predictable, transparent, and, I don't know, offering a safe environment for business? Well, fortunately, I'm not trying to start a business here. I'm trying to help Romania develop a vibrant economy where more investors can come in. Certainly, as far as living in Bucharest, I find it very enjoyable. There's all sorts of offerings here. My wife and I both enjoy it. My son is enjoying the school. It's a very safe environment. In fact, to turn that to the investment community, a number of American investors I've talked to here say that that does play a role in their decisions to come here. It's a very safe place. Personally, for employees that come, the IT infrastructure is very solid, and you're part of the European Union and offer a great base to access other markets. So and Romania's got a lot going for it. And we'll have also NATO bases. Well, yes, as well. Okay, so we still have to work on the transparency side, because here I haven't heard much comments, too many comments. Well, I think the stability side, okay. as I say, the main three is transparency, stability, and predictability. And all those three are very interlocked. And yes. the more you can improve on that, the more investments will come to Romania. Well, Michael, thank you very much. Mr. Stewart, thank you very much for right. being part of our talk show, even though for a short period. You followed Dean Thompson, which was the chargé d'affaires. We hope to have soon also your ambassador coming to our talk show. But thank you for offering all this information in a very brief and short time of our discussion. My pleasure. Thank you very thank much. Thank you very much.